Misterele Bibliei. Arca lui Noe. De-a lungul timpului, oamenii s-au întrebat mereu unde se află Arca lui Noe, corabia imensă construită din lemn divin pentru a salva familia și animalele de Marele Potop din anul 3300 înaintea erei noastre, realizată cu lemn gofer necunoscut ingineriei maritime. Deși geologii spun că planeta noastră n-a cunoscut niciodată un potop global, asupra faptului că aceasta este o poveste adevărată, au căzut de acord evreii ortodoxi, creștinii și musulmanii, dar și alte popoare ce păstrează povestiri asemănătoare în mitologia lor, ca sumerienii în epopea lui Gilgamesh, ori grecii în povestirea lui Pira și Deucalion. Textul biblic indică muntele Ararat ca fiind locația vechii embarcațiuni, ba chiar întreaga regiune muntoasă a Armeniei. Astfel, în urma numeroaselor cercetări de până acum, s-au localizat trei variante în care arca s-ar putea afla. Una, pe vârful muntelui Ararat, unde o imagine din satelit arată o zonă numită Anomalia de pe muntele Ararat. 2. Situl Durupinar, în apropierea vârfului Ararat. 3. În estul Turciei, la 4.000 de metri, pe muntele Ararat, unde s-au găsit structuri de lemn vechi de 4.800 de ani, perioadă care ar putea coincide cu cea a potopului și printre care existau și cuști de lemn pentru animale. Această regiune va intra în patrimoniul internațional UNESCO și săpăturile arheologice vor continua până la dezlegarea misterului. Articol scris de Iulia Toio la 27 aprilie 2014.